Cocalarul de trafic, Musculococalarus. Deseori confundat cu melteanul care face biluțe la stop, cocalarul de trafic se evidențiază prin agresivitatea sa excesivă, hormonii prost întrebuințați și gesturile sale ample cu unul dintre degetele membrelor sale superioare. Claxonează permanent, depășește mereu rândul de mașini ce stau la stop, merge pe linia de tramvai, blochează intersecțiile, eliberează excesiv de multă salivă pe geamul deschis al mașinii sale furate din Germania, vorbește la mobil cât poate de tare și, normal, ascultă la volum maxim manele. Are permanent cel puțin un geam deschis. Deseori este confundat cu mârlanul de dorobanți, dar, de dragul științei, noi și cercetătorii noștri am preferat să-l prezentăm separat. Dacă ai fost deranjat de comportamentul lui sau al altor exemplare ce aparțin unor specii ale faunei urbane neidentificate de noi, povestește-ne pe antimitocanie@eliberadio.ro.